Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și mă bucur să fim din nou împreună în acest început de an nou. De deci, aceea vă spun un an plin de binecuvântări și vă mulțumesc pentru că ne primiți în casele dumneavoastră. Sperăm să fim și noi uh, un oaspete uh, care să aducă lumină, bucurie prin cuvintele pe care le vom rosti și anul acesta. Tema pentru această seară este creștinul și cunoașterea viitorului. Pe de o parte, în fiecare dintre noi există curiozitatea să știm ce va fi mâine, dar pe de altă parte, există și neputința de a cunoaște uh, acest viitor. Uh, discutăm în această seară pe această temă cu uh, domnul Sorin Sabou, uh, este conferențiar universitar, este președintele. Asociației Baptiste Române din Statele Unite și Canada. Bună seara, bine ați venit la această emisiune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să intrăm în această temă a cunoașterii viitorului cu o întrebare legată de ce spune Biblia sau care este perspectiva biblică cu privire la timp. Hmm. Întrebarea ce este timpul este una dintre cele mai dificile întrebări pe care ne-o putem pune. Um, lucru care oarecum este de partea noastră, a creștinilor, este um, oferit încă din vremurile străvechi, din antichitate. Um, și fac referire la Augustin în Confesiuni, Cartea 11, loc în care avem unul dintre cele mai cunoscute și mai influente răspunsuri la această întrebare: ce este timpul? De aceea, de atunci, în Apus, până, până astăzi, s-a lucrat cu o înțelegere augustinian-creștină cu privire la timp. Răspunsul pe care îl dă el vine în contextul unei dezbateri la vremea respectivă, dezbatere cu gânditorii vremii, în special din tabere filozofice și religioase, care operau cu următoarea întrebare polemică vis-a-vis -vis de creștinătate. De ce a ales Dumnezeu să creeze lumea când a creat-o și nu altcândva? La această întrebare, Augustin oferă un anumit răspuns, răspuns despre care noi știm din Confesiuni 11, și explicația o sintetizez în felul următor. Această întrebare se bazează pe o presupunere falsă, că Dumnezeu și acțiunile Lui au loc în timp. Augustin spune atunci și spunem și noi: Dumnezeu nu există în timp. În, în schimb, timpul a început cu creația lumii. Dumnezeu este dincolo de timp. În acest context teologic, întrebarea ce este timpul poate fi abordată cel puțin din două perspective. Mai întâi, pe de o parte, doar prezentul există, pentru că trecutul nu mai este, iar viitorul încă nu a venit. Din altă perspectivă, pe de altă parte, anumite lucruri s-au întâmplat în trecut, alte lucruri se vor întâmpla în viitor și astfel și trecutul și viitorul sunt reale, deși unul a trecut, iar celălalt încă, încă nu a venit. În final, rămânem cu acest paradox, cu această dilemă. Cum se poate ca... Trecutul și viitorul să fie atât de reale și în același timp nonexistente, unul a trecut încă și celălalt încă n-a venit. Răspunsul pe care îl dă teologia creștină, răspunsul pe care l-a dat Augustin în, la, la, la momentul respectiv, este că și trecutul și viitorul există în mintea omului. Cu alte cuvinte, Timpul este un fenomen subiectiv. Are această legătură cu felul în care operează mintea. Pe lângă acest răspuns dat de Augustin, noi mai trebuie să mai venim cu alte observații care sunt de asemenea de factură creștină. Timpul este linear. Are început și are sfârșit. Legăm începutul timpului și sfârșitul acestuia de um, istoria creației. Vine în uh, existență la momentul creației și încetează uh, la începutul veșniciei, uh, în ziua judecății. Așadar, din, uh, din punct de vedere creștin, în felul acesta am. Uh, am definit timpul, așa? Răspundem la întrebarea, la întrebarea aceasta. Interesant este că în jurnalul ofericirii, chiar așa se spunea, creștinul este cel ce nu trăiește nici în trecut, nici în viitor, ci în prezent, numai în prezent. Trecutul nu-l apasă, viitorul nu-l îngrijorează, Uh, spunea, se spunea în uh, jurnalul fericirii. Dar uh, este posibil oare să cunoaștem viitorul, uh, noi, ca și oameni? Deci, noi uh, ne facem planuri cu privire la viitor. Uh, dar nu există această suprapunere. Între felul în care ne gândim noi la viitor și felul în care viitorul va fi. Supropunerea, în cel mai bun caz, este inexactă. Fiecare dintre noi putem mărturisi. Nereușita planurilor noastre. Una este socoteala pe care ne-o facem, iar alta va fi realitatea de mâine, de luna viitoare. Niciun om nu poate pretinde cunoașterea viitorului, să spun așa, la, la detaliu. Sunt mai multe motive pentru lucrul acesta. Cel mai la îndemână este legat de capacitatea noastră de cunoaștere. Întotdeauna cunoașterea omului este o cunoaștere parțială. Teologia creștină spune lucrul acesta, noi cunoaștem în parte, Dumnezeu cunoaște pe deplin. Cu toate acestea, sunt lucruri importante pe care noi le cunoaștem despre viitor. Noi știm că fiecare dintre noi vom muri. Lucrul acesta este un lucru dat, este un lucru sigur. Singurul eveniment care ar împiedica lucrul acesta ar fi cea de-a doua venire a lui Hristos în timpul vieții noastre și atunci nu mai experimentăm moartea. Dar altfel, moartea este un lucru din viitor sigur. Un alt lucru pe care îl cunoaștem cu privire la viitor și este sigur este învierea în trup, ziua judecății, iar apoi veșnicia cu Dumnezeu. În felul acesta putem răspunde la această întrebare cu privire la cunoașterea viitorului. Avem o cunoaștere a unor evenimente care vor avea loc cu siguranță, pentru că ne spune scriptura despre ele și ele constituie puncte de reper a felului în care noi ne trăim viața în prezent. Deci, cu alte cuvinte, noi putem cunoaște viitorul numai în măsura în care el este revelat de către Dumnezeu prin Sfânta Scriptură nu în mod particular viitorul nostru, ci viitorul nostru să spun așa, comun, nu știu dacă aș putea să folosesc terminologia aceasta, uh, viitorul comun al omenirii. Da. Ce mai trebuie să adăugăm aici cu privire la timp, uh, la prezent? Și uh, legătura dintre timp și cunoașterea realității, cunoașterea vieții, uh, așa cum uh, o experimentează fiecare om? Uh, Lucrurile pe care le menționez sunt dezvoltate în istoria civilizației de mai mulți gânditori. Cel mai cunoscut este gânditorul german Immanuel Kant. De la Kant, noi aflăm următoarele lucruri cu privire la timp. Orice om experimentează lumea din jur, viața, Munca, orice activitate, într-un mod foarte asemănător cu ceilalți oameni. Și motivul pentru care lucrurile stau așa este felul în care mintea omului operează cu experiența senzorială, cu informația senzorială care ajunge la ea. În momentul în care omul Trăiește ceva, este undeva, face ceva. Toată acea informație ajunge la minte și asupra ei mintea ar ștanța câteva tipare. Kant spune că acestea ar fi trei: timpul, spațiul și cauzalitatea. De aceea, orice om vede totul și se raportează la tot prin prisma cauzalității a spațiului și a timpului. Pentru noi nu există un eveniment fără cauză. Nu există un lucru care are loc altundeva decât în spațiu sau în timp. Ca o implicație această stare de fapt ne creează dificultăți când vorbim despre eternitate. Când vorbim despre infinitate, pentru că acolo avem absența spațiului, avem absența timpului. De aceea, noi avem și vocabular limitat și abilități deosebit de, de limitate. Este foarte probabil că învierea într-un trup proslăvit va aduce. Modificări în, în acest aspect, capacitățile noastre să fie potrivite pentru acel tip de existență în eternitate, când nu mai avem timp, când existența va fi pe un alt plan, așa cum este acum pentru Dumnezeu care este în afara timpului. Lucrurile acestea fac discuția uh, destul de uh, lentă și dificilă când uh, aducem timpul în discuție. Ne ajută mult aici, dar uh, uh, toate astea nu până la sfârșitul istoriei. Și dacă noi am fi cunoscut uh, viitorul, poate că adeseori ne-am fi grozit de evenimentele care ne-ar în față și ele ne-ar fi, ar fi avut un uh, impact. Ar ar fi avut un impact negativ asupra noastră, într-un fel, faptul că nu cunoaștem uh, ce se întâmplă mâine în detaliu, este poate, aș putea să spun, și o măsură de protecție pe care Dumnezeu uh, a lăsat-o asupra noastră. Nu știu dacă uh, suntem de acord sau am putea să spunem în felul acesta. Fără îndoială că lucrurile care urmează. Uh, pot avea un impact negativ. Omul tinde să se gândească la viitor în termeni pozitivi. Îl așteaptă cu, cu nerăbdare, așteaptă vremuri mai bune. Și își construiește tot felul de scenarii. Unul dintre scenariile cele mai cunoscute este cel din, de la începutul epocii luminilor, Jean-Jacques Rousseau a încercat să convingă Europa și a pusul de faptul că educația și cu cât omul ajunge să cunoască mai mult, cu atât omul va fi mai bun în viitor, pentru că va ști să rezolve problemele cu care se confruntă. Din păcate, lucrurile n-au stat așa, pentru că această Avansare în toate domeniile cunoașterii, în special tehnologiei, nu a dus în mod neapărat la un viitor mai bun. Cu cât omul căzut cunoaște mai mult și avansează mai mult cu el, cu atât el va tinde să folosească toată acea cunoaștere, toată acea dezvoltare pentru a face rău. Așa am, am ajuns în secolul 20, să avem parte de cel mai sângeros secol din istorie. Omenirea nu a ucis în niciun secol cât a ucis în, în, în secolul 20. Va putem spune și mai mult. Toate nenorocirile și toată uciderea din secolul al 20-lea este mai mare decât în toate secolele de dinainte din Istorie. Așadar, viitorul, uitându-ne dacă ne putem duce în urmă, suntem să spunem, în secolul XIX și ne uităm, așteptăm ca secolul 20 să fie excepțional, bun, frumos și n-a fost așa. Noi acum suntem la început de secolul 21. avem o, un oarecare optimism, dar la, la felul în care a început nu, nu putem susține asta foarte bine. Care ar fi căile prin care pe care Dumnezeu le legitimează, să spun așa, pentru a cunoaște viitorul, sau prin care Dumnezeu aduce ceva din acest viitor necunoscut ne aduce nouă. Și după aceea, aș vrea să vorbim și de căile care Biblia le interzice. Acum câteva precizări aici. Noi nu avem uh, suficientă cunoaștere pentru a construi un argument uh, pentru un viitor determinat sau pentru un viitor uh, să spun absolut liber în care se poate întâmpla orice. Uh, noi uh, spunem Anumite lucruri despre viitor pe baza a ceea ce ne-a spus Dumnezeu despre el. Începem cu această stăpânire deplină a lui Dumnezeu asupra istoriei. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este agentul său în, în, în creație. El este cel care ține toate lucrurile la oaltă. altă. Așadar, când noi ne gândim la viitor. Îl avem pe Hristos în centrul acestuia. El este cel care ține întreaga existență, în existență, prin cuvântul puterii sale. De aceea, viitorul nu este ceva care aduce spaimă, frică, pentru că cel care este Domnul vieților noastre este cel care ține existența în, în existență, întreaga creație în existență. Noi suntem mai lui, el este cel care ne-a răscumpărat, ne-a dus în poporul său. Întotdeauna vom sta în, în, în locul acesta sau vom fi cu perspectiva aceasta când vine vorba de, de viitor. Știm că el pregătește... Anumite lucruri pentru noi, atât în desfășurarea istoriei până la sfârșitul ei, cât și în, în veșnicie, împreună cu el și cu toți cei care sunt ai lui. Așadar, vorbim de căi ale Revelației, de lucrurile pe care el le-a descoperit oamenilor a descoperit poporului său. Acestea sunt uh, punctele noastre de reper. În același timp, uh, el uh, așteaptă de la noi uh, să luăm hotărâri pentru el, uh, să ne punem la dispoziția lui, să uh, facem planuri, să dezvoltăm uh, aceste planuri, să luptăm pentru ele... Uh, pe baza principiilor de viață date de el, ne invită, ne deschide ușa pentru a modela viitorul acesta, pentru a-l construi într-un anumit fel. În felul acesta, în lumea lui Dumnezeu, omul acționează liber și este răspunzător pentru acțiunile Lui. Întotdeauna această convergență între Faptul că Dumnezeu este suveran și conduce istoria, iar faptul că omul este chemat să-l iubească, să-l asculte în, în libertate, convergența aceasta întotdeauna a fost deosebit de dificil de explicat, și putem face doar afirmații parțiale cu privire la ea. Cu toate acestea, ce urmează. Este și în răspunderea noastră. Lucrurile pentru care luptăm, lucrurile pe, pe care le dorim, ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem, toate acestea modelează viitorul într-un într anumit fel, și Dumnezeu ne cere anumite lucruri. Noi trebuie să ascultăm de ele, și ascultarea noastră de ele va face ca ziua de mâine să fie într-un anumit fel. Luna viitoare, anul în care am intrat, și apoi tot restul vieților noastre. Privit din această perspectivă legitimă a căilor prin care Dumnezeu a lăsat să cunoaștem viitorul, este și profeția biblică. Profeția biblică, profeția, cum ar trebui să. Interpretăm această dimensiune a profeției vis-a-vis -vis de raportarea la viitor. Instituția Profetului în istoria Mântuirii, în istoria poporului lui Dumnezeu, este o instituție unică. Misiunea principală a Profetului este asemănătoare cu misiunea unui procuror. El este chemat de Dumnezeu și trimis de Dumnezeu să întoarcă poporul de la căile lui rele, de obicei de la idolatrie, de la practici păcătoase la Dumnezeu. Acest mesaj al pocăinței, al întoarcerii, este întotdeauna un mesaj deosebit de nepopular. Sarcina profetului este întotdeauna o sarcină ingrată, de aceea, Profetul aproape întotdeauna sfârșește ucis de mulțime, de popor. Avem cuvintele Domnului cu privire la raportarea Ierusalimului la Profeți. Raportarea este cea a uciderii. Pentru că poporul merge rău, are căi rele. Iar Profetul este trimis de Dumnezeu să-l uh, aducă înapoi. În această lucrare a ocăinței, avem și uh, o dimensiune a viitorului. Profetul este cel care uh, proclamă poporului idolatru, poporului uh, care iubește întunericul, uh, judecata viitoare, pedeapsa lui Dumnezeu. Și aici avem. Uh, Ispita mare pentru profet de a nu spune adevărul. Textul cel mai cunoscut în privința aceasta este în cartea profetului Ieremia. Dacă cititorii noștri consultă Ieremia 14 cu 14, de exemplu, acolo avem din partea lui Dumnezeu o descriere a lucrării profeților, profeți falși, înainte de uh, exilul din Babilon. Printre ele avem uh, în traducerea Cornilescu la acel verset avem expresia uh, prorociri deșarte. Uh, lucruri spuse de profeți care nu uh, nu sunt adevărate, care nu uh, sunt în concordanță cu ceea ce uh, uh, spune Dumnezeu. Uh, cu toate acestea, potrivit cu descoperirea lui Dumnezeu dată acelei persoane chemate să slujească ca și profet, avem și raportarea la viitor, în special o profețire a pedepsei care urmează a lucrurilor pe care trebuie să le facă poporul pentru ca Dumnezeu să oprească pedeapsa și să vină din nou vremuri pașnice, vremuri bune pentru poporul lui Dumnezeu. Unii ar spune că biserica astăzi este în confuzie și nu are o direcție foarte clară poporului Dumnezeu pentru că oficiul acesta al profeților Lipsește astăzi din uh, Biserica Contemporană sau din unele biserici contemporane. Uh, el a fost în uh, Vechiul Testament, rolul lui a fost vis-a-vis -vis de Israel, profețiile le avem scrise, uh, le avem pe paginile Sfintelor Scripturi, dar uh, dacă lipsesc astăzi, unii cred că dacă am avea profeții astăzi, am cunoaște viitorul Bisericii acum uh, uh, mergând cu această uh, comparație mai departe în momentul în care în istoria poporului lui Dumnezeu Dumnezeu a ridicat profeți uh, și noi avem cărțile lor în, uh, în sfintele scripturi uh, da ei au cunoscut viitorul pentru că a trebuit să cunoască pedeapsa care urmează nu avem în textele profeților lucruri care să legitimeze o astfel de înțelegere. Dacă și azi am avea profeți, așa cum am avut în, în timpurile biblice, poporul lui Dumnezeu ar fi mai puțin derutat. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi, de la toți din poporul lui Dumnezeu, această ascultare de lucrurile pe care El deja le-a descoperit. Noi avem o atingere a apogeului Revelației în întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu de care are nevoie omul, cunoașterea istoriei, cunoașterea situației omului. Cunoașterea viitorului, deja ne este oferită la nivelul necesar. Ceea ce se așteaptă de la noi este maturizare, gândire limpede, ascultare, credință cu privire la ceea ce Dumnezeu ne-a arătat deja și este clar pentru pentru toți, pentru că noi nu suntem uh, maturi, pentru că noi uh, suntem mai puțini uh, disponibili la uh, această ascultare care adesea sau aproape întotdeauna este o ascultare jerfitoare, este o ascultare care costă, este una care merge împotriva curentului, uh, omul este... Uh, uh, puțin deschis și caută altceva și consideră că are nevoie de de a fi dus de mână așa cum e dus de mână un copil în, în ziua de mâine în săptămâna care urmează și mai departe în, în viitor avem această discrepanță una dintre cauze și mă opresc și cu acest răspuns, una dintre cauze este uh, bunăstarea. Cu cât omul duce o viață mai, uh, uh, mai uh, prosperă, cu atât omul devine mai moale, cu atât omul devine mai uh, delăsat, uh, cu atât uh, lucrurile care se întâmplă în jurul lui pun stăpânire pe el. Și pentru că lumea iubește întunericul, pentru că oamenii, datorită neascultărilor, sunt așa de slabi și sub stăpânirea celui rău, toate lucrurile acestea vor merge împotriva a orice ar spune cineva din poporul lui Dumnezeu și ar întreprinde ar cu privire la ziua de mâine, la, la viitor. Și așa, Biserica, poporul Lui Dumnezeu se găsește într-o situație ingrată. Și poate destul de ușor spune, da, suntem uh, confuși, uh, nu știm ce urmează, și poate ar fi mai bine dacă am avea din uh, nou această uh, instituție a Profetului, așa cum am avut-o în Vechiul Testament. Deci, cu alte cuvinte, uh, avem un Dumnezeu care e prezent. În uh, poporul său, și astăzi, uh, și avem o revelație care este suficientă uh, ca să ne conducă pe drumul pe care mergem, și uh, ceea ce ne descoperim în această revelație este cu privire la viitor, nu este suficient ca să avem uh, o înțelegere. A, a lucrurilor pe care Dumnezeu le va face în istoria omenirii, la, cu privire la viitorul poporului Său și cu privire la uh, viitorul celor răi. Uh, cred că toate acestea le găsim acolo, după cum a spus, astfel că uh, există uh, o încurajare și o speranță pe care o descoperim din aceste două elemente, și anume. Cine este Dumnezeu, persoana Lui și implicarea Lui în mod activ și continuu în viața noastră și a poporului Său, cât și revelația pe care o avem, care este suficientă, cel puțin pentru mine, acestea constituie două elemente ale speranței uh, care sunt esențiale pentru atitudinea cu privire la viitor. Da. Uh, văd lucrurile în, în același fel. Dar vreau să mai adaug și să mai dezvoltăm puțin această implicare a noastră în contextul revelației primite vis-a-vis -vis de ceea ce urmează în, în viețile noastre. Dumnezeu așteaptă ascultare de la noi dorește să-i cunoaștem căile și să umblăm pe ele. Vrea să fim o lumină în, în, în această lume, în generația noastră, în locul în care ne, ne ducem viața. Așadar, pe umerii noștri ai oamenilor din poporul lui Dumnezeu, stă această răspundere a Felului în care abordăm ceea ce urmează în viețile noastre. Avem această raportare deosebit de activă, putem spune chiar proactivă, cu privire la ceea ce vine. Ne gândim la ziua de mâine, punând problema în felul următor: dacă Domnul ne ajută, acestea sunt lucrurile pe care vrem să le facem. Și toate acestea izvorăsc din dragostea noastră pentru Dumnezeu, din dorința de a lucra pentru El, de a fi ceea ce vrea El să fim. În felul acesta ne pregătim la a fi martori eficienți în generația noastră, în locul în care ne trăim viața. Această Raportare activă la viitor, în lumina Revelației lui Dumnezeu, trebuie să fie subliniată întotdeauna. E pe umerii noștri, Dumnezeu așteaptă de la noi această raportare activă și spun lucrurile acestea pe baza a felului în care. El va judeca viețile noastre în, în ziua judecății. Toți cunoaștem textul din Matei, capitolul 25, cuvintele Mântuitorului, în care El spune: Am fost în zdrențe, am fost în temniță și textul continuă și voi. N-ați venit pe la mine, voi nu mi-ați dat o, o, o raportare la cei care urmează să fie, care sunt deja trimiși în partea stângă, care au parte de pedeapsă. De asemenea, ceva asemănător și cu privire la cei care sunt trecuți în partea dreaptă. Ideea pe care o luăm de aici este această necesitate a ascultării active care modelează ceea ce voi face mâine. Ceea ce voi face în această, în această zi până la sfârșitul ei. O raportare activă la ceea ce vine, la ceea ce urmează în viețile noastre. Desigur, planurile noastre sunt întotdeauna subiective, sunt deosebit de schimbătoare, nu sunt cioplite în piatră, dar se așteaptă de la noi această ascultare care ne poziționează într-un anumit fel vis-a-vis -vis de ceea ce urmează în viețile noastre. Apostolul Iacov spune Ascultați acum voi care ziceți Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va duce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când, acum, vă făliți cu lăudoroșenile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea, spune apostolul. Deci, cine știe să facă bine și nu îl face, să vârșește un păcat. Cum ar trebui să interpretăm textul acesta, care ne arată uh, un aspect privitor la anticipările noastre, la planurile da, noastre? Da. Textul este fundamental, deosebit de important în orice discuție pe care o avem uh, cu privire la uh, raportarea la viitor. Uh, în momentul în care noi trăim pentru noi înșine, pentru a. Uh, uh, ne lipi mai tare de uh, lucrurile de jos, de lucrurile pământești. Uh, noi suntem avertizați. Cuvântul lui Dumnezeu ne mustră. Nu aceea este raportarea la viitor pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Din potrivă, raportarea pe care El o dorește este una care depinde în întregime de El. De aceea noi spunem: Vreau, dorim să facem lucrul acesta dacă Domnul va voi. Iar lucrul acela este un lucru pe care ne-l cere El. Slujirea noastră, ascultarea noastră de El, dezvoltarea de lucrări pentru El, pentru împărăția Lui, pentru slujirea aproape Lui, trăirea noastră pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi, Acestea sunt lucrurile pe care uh, trebuie să le avem uh, ca lucruri prioritare în, în viețile noastre. Eu aici adaug uh, un alt text foarte important când vine vorba și de viitor, cel din Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, iar toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Această focalizare asupra lui Dumnezeu, asupra a ceea ce ne cere Dumnezeu, când vine vorba de viitor, trebuie să aibă întâietate în, în viețile noastre. Sunt câteva practici care sunt interzise în Sfânta Scriptură cu privire la a încerca să cunoaștem în viitorul. Una dintre ele este ghicirea și în Vechiul Testament, Exod 22 cu 18 și Levitic 20 cu 27, este arătat destul de clar că cine practică acest lucru este pedepsit. Pe vrăjitoare să nu o lasă să trăiască, spunea Dumnezeu. Dacă un om sau o femeie are Duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea să fie pedepsit cu moartea. Dumnezeu e foarte strict când este vorba de această practică. De ce o are? De ce ghicirea este un lucru rău? Răspunsul pe care noi îl dăm este un răspuns pe care îl găsim în Sfintele Scripturi. Aici putem folosi, pentru a da răspuns clar, un eveniment foarte cunoscut, Apostolul Pavel începe lucrarea misionară la Filipi și găsim evenimentul acesta în Lucaș în fapte 16, de la vesetele 16 în continuare. Lucrarea de la Filipi în final ajunge la o confruntare. Acolo avem o femeie sclavă care are un duh de ghicire. Femeia aceasta, prin duhul care era în ea, căuta să interfereze cu lucrarea misionară a Apostolului Pavel și a celorlalți din echipa lui. Știm de Sila, de exemplu, că era împreună cu Pavel, a fost împreună cu Pavel la Filipi. Și la un anumit moment, Apostolul Pavel confruntă această interferență, femeia și duhul care este în ea și are loc o exorcizare avem acest duh de ghicire, acest duh rău care este scos de Apostolul Pavel. Stăpânii acelei femei văd imediat că sursa lor de câștig a fost pierdută. Și îi duc pe Pavel și pe ceilalți din echipa lui în fața conducerii cetății, în piața cetății, și spun că noi, romanii, nu trebuie să urmăm. Lucrurile pe care le învață oamenii aceștia, și Pavel și Sila ajung să fie uh, aruncați în temniță, sunt bătuți cu nuiele. A doua zi lucrurile caută să se rectifice, dar pentru noi răspunsul este în felul următor: această activitate de ghicire are în spate această activitate a unui Duh de ghicire, a unui Duh demonic, a unui Duh rău. Acesta este motivul pentru care un creștin, orice om din poporul lui Dumnezeu, trebuie să stea departe de, de lucrurile acestea. Ghicirea are această dimensiune întunecată, dimensiune demonică, când uh, căutăm să o explicăm, să o înțelegem, și de aceea noi nu trebuie să avem nicio legătură cu astfel de practici chemarea morților este o altă, un alt, o altă, practică care este condamnată în Sfânta Scriptură. Ne aducem aminte de Saul care a apelat la o astfel de practică și în 1 Samuel, capitolul 28, Saul face lucrul acesta și Dumnezeu a spus în legea Vechiului Testament că acest lucru este, la fel ca și ghicirea, un lucru păcătos. De ce ar fi rău să comunicăm cu cei care au murit pentru a primi informații pe care nu le cunoaștem încă? Viața pe care trebuie să o trăim noi este aici, în această lume, în prezent. Orice încercare de a ieși din ea, de a uh, accesa alte uh, locuri, alte domenii, este uh, interzisă din punctul de vedere al Cuvântului Lui Dumnezeu. Când punem întrebarea de ce, răspunsul pe care trebuie să-l dăm este asemănător: uh, avem această uh, intrare în, uh, în, în întuneric. În, în zone foarte periculoase, în, în zone în care devenim deosebit de vulnerabili, și uh, viața noastră spirituală, umblarea noastră cu Dumnezeu, ascultarea de El, sunt uh, în mare primejdie. De aceea, uh, uh, ni se interzic lucrurile acestea. Uh, în mod uh, inerent, aproape în mod natural, uh, Omul respinge lucrurile acestea. Majoritatea oamenilor nu vor să audă de astfel de practici datorită fricii și pe bună dreptate. De aceea, practici de acest gen au impact foarte mic. Pe când și dacă pot duce discuția un pas mai departe spre alte practici care nu sunt așa de desperiat, aducătoare de spaimă, sunt practici care au fost îmbrățișate în istoria civilizației, în lumea păgână, de toate păturile de oameni. Și aici avem zodiacul, horoscopul și toate lucrurile acestea deosebit de populare în popoar la popoarele din vechime până, până la popoarele din ziua de astăzi. Din nou, lucrurile acestea ne sunt, ne sunt interzise nouă pentru, pentru același motiv. Dar aici terenul este mult mai lunecos, pentru că ai de-a face cu stele sau constelații și frica nu este iminentă, spaima nu este prezentă ci uh, această fascinare uh, cu, sau fascinație față de uh, astre. Uh, putem dezvolta lucrurile acestea, dar și ele uh, și raportarea la ele duce în același loc. Un creștin nu uh, nu trebuie să fie prins, nu trebuie să practice lucrurile acestea. Nu trebuie să aibă de a face cu ele. Cineva ar putea să spună că așa cum spuneați, că horoscopul nu ne atinge aproape deloc. E pur și simplu o curiozitate, am o curiozitate să văd cum îmi va fi ziua și cum s-au poziționat astrele în dreptul meu, în așa fel încât să fiu atent la anumite lucruri și ar putea să spună unii e Pur și simplu ceva nevinovat. Sunt curios uh, și uh, nu las ca informația pe care am auzit-o să pună stăpânire pe viața mea și să-mi paralizeze acțiunea, uh, dar totuși sunt și unii care uh, sunt atât de absorbiți de informația primită cu privire la uh, o anumită zodie încât sunt toată ziua atenți și. Trăiesc o frică. Care ar fi argumentele pentru care un creștin nu ar trebui să apeleze la horoscop? Deci avem mai multe. Încep cu cel rațional pe care o bună parte dintre oameni îl dau, deși poate ei nu au. De a face cu Dumnezeu și cu viața de credință, foarte mult. Argument pe care îl dau pentru respingerea acestor practici. Dacă e să aducem câteva detalii cu privire la zodiac, la horoscop, știm că lucrurile acestea sunt cu o istorie lungă. Avem această studiere a cerului încă de pe vremea Imperiului Babilonian, apoi cel persan. Grecii sunt cei care au șlefuit toate lucrurile acestea, cele 8 grade deasupra și de desubtul centurii zodiacului, cu constelațiile care sunt în ea împărțite în 12 segmente relative egale. Iar apoi raportarea la Soare în, și la Lună a acestor segmente, a acestor constelații, a astrelor care sunt și, bineînțeles, ziua de naștere care cade într-una dintre aceste luni. Argumentul împotrivă este destul de ușor de. Surprins. Toți oamenii care s-au născut în luna respectivă și aparțin unei anumite zodii sunt atât de diferiți, trăiesc în atâtea locuri, sunt la atâtea vârste. Este de necrezut faptul că aceștia ar avea. Acele dorințe, acele planuri, acele puncte tare, acele puncte slabe pe care să le poți aplica în bloc la, la ei. Acesta este motivul rațional pentru care omul relativ educat și informat respinge astfel de practici. Argumentul spiritual este. Așa cum am spus cu privire la evenimentul din Fapte 16, această încercare de uh, ghicire a viitorului uh, are în spate realități întunecate, uh, uh, duhuri demonice, uh, aducătoare de uh, uh, profit, și se poate vedea uh, uh, lucrul acesta în, în diferite locuri, în diferite momente în istorie. Cartea profetului Daniel, de exemplu, este o carte în care avem această confruntare între ghicitorii în stele, între vrăjitori care erau la curtea Babilonului, iar apoi la curtea persană, care nu au șanse când sunt măsurați sau aduși față în față cu omului Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi descoperă viitorul. În felul acesta, noi arătăm această superioritate a Revelației lui Dumnezeu, a descoperirii de care El ne-a făcut parte, care este una aducătoare de viață, de siguranță, de pace în contrast uh, cu una uh, uh, întotdeauna parțială, uh, uh, demonică, întunecată uh, și înșelătoare. Mulțumesc mult pentru explicații. Timpul nostru a trecut atât de repede, și aș vrea să vă rog să facem o concluzie la toată această discuție. Am început vorbind despre timp și Dumnezeu despre cum vede Dumnezeu timpul, cum înțelegem noi timpul. Am uh, trecut și în revistă și uh, căile pe care Dumnezeu le-a ales pentru a ne spune ceva despre ce urmează, despre viitor. Am ne -am uitat și la căile pe care Dumnezeu le uh, interzice ca noi să le practicăm, să le încercăm pentru a cunoaște viitorul. Care ar fi concluzia pentru această emisiune? Ce am putea să spunem celor care ne ascultă? Când un creștin privește spre viitor, privește cu mult optimism. El știe că, în final, la sfârșitul istoriei, până la sfârșitul ei, Dumnezeu este biruitor. Binele învinge, viața, Dumnezeu. Are ultimul cuvânt. De aceea pentru noi viitorul nu este aducător de frică, de nesiguranță, ci aducător de binecuvântări. Noi ne uităm spre viitor știind că Dumnezeu pregătește pentru noi o cetate care are temelii puternice, o cetate care nu se clatină. Ceea ce pregătește Dumnezeu pentru noi, pentru toți cei care sunt ai Lui, care Îl iubesc, care Îl slujesc, este aducător de mare bucurie. De aceea, atât cu privire la ziua de mâine, cât și cu privire la toate zilele vieții noastre, noi suntem plini de entuziasm, suntem deosebit de activi ascultător de Dumnezeu și căutând să facem ceea ce El ne cere în locul în care ne-a ne, -a, ne -a așezat. Mulțumesc mult pentru prezenta în această emisiune, mulțumesc pentru faptul că ați fost cu noi și am avut oportunitatea să discutăm despre aceste lucruri extrem de importante. Iar celor care ne-ați urmărit în seara aceasta, Vă dorim o totală încredere într-un Dumnezeu care cunoaște viitorul și un Dumnezeu care va avea grijă de fiecare dintre noi. Cheia pentru a păși cu speranță în viitor este această relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi, pe fiecare, să ne ancorăm viața noastră, să o trăim în dependență de Cel care poate și are toate lucrurile sub control. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere și pe curând!